Radio Vocea Speranței Bine v-am găsit, dragi ascultători! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Deoarece suntem la început de an școlar, discutăm astăzi despre lipsa interesului pentru învățare la copii. Ca invitat o avem pe doamna Nadejda Butnari, psihopedagog. Bine ați venit la noi, doamna Butnari! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Tot mai mulți părinți se plâng că copiii lor își fac temele cu greu, sau unii dintre ei chiar nu doresc să meargă la școală. Se pare că acest fenomen se amplifică în ultimul timp și tot mai mulți copii nu doresc să meargă la școală și să-și facă temele. De ce se întâmplă acest lucru? Da, trebuie să spunem că generațiile de astăzi au alte particularități au alte nevoi și un alt tip de învățare, iar școala actuală nu s-a adaptat sau s-a adaptat parțial la aceste particularități și nevoi ale elevilor. Apoi este important să vorbim și despre vârsta copiilor, când ne referim la, la această așa. întrebare, pentru că, de exemplu, copiii mici sau refuzul copiilor mici de a merge la școală de obicei exprimă frica lor de, 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 de a fi părăsiți de părinți. Da, da de, abandon, Fri, frica așa, de abandon. Frica de abandon, frica de a fi lăsat de părinți, exact. Și cred că mai e un aspect important aici, faptul că educația non-formală a evoluat foarte mult și conținutul, formele de organizare ale acestei forme de educație au devenit mai atractive decât educația formală. Când spuneți educație non-formală, la ce vă referiți? Mă refer la o formă a educației care se realizează în diferite organizații, cercuri, cluburi de interese pentru copii. O formă de educație facultativă, opțională, pe care copiii o aleg la libera alegere și merg acolo pentru că vor ei. Și din cauza asta, acolo e mai interesant, și când compară cu școala? Cred că și asta e un motiv, pentru că ziceam, a evoluat foarte mult educația non-formală în ultimul timp, și uh, felul în care se organizează educația non-formală este unul mult mai atractiv. Și copiii uh, au mai multe posibilități să se dezvolte acolo decât în școala sau în educația formală. Dar pot fi și telefoanele mm -hmm. o cauză? Pentru că anterior nu erau telefoane și copiii nu prea aveau uh, alte metode de socializare decât a merge la școală, a ieși în curte. Da, cred că felul ca asta, situația că astăzi suntem uh, sau avem acces mult mai liber la informație, faptul da, că da. copiii comunică mult mai ușor prin intermediul rețelelor de socializare și a telefoanelor mobile despre care spuneți, uh, cred că este un factor care îi determină să aleagă inclusiv educația non-formală. Totuși, din câte țin minte eu și când eram noi copii, erau copii care învățau cu plăcere și sunt copii care învață tragi, tragi de gât, așa cum le zicem noi. De ce se întâmplă? Sau care, care este cauza? Că unii învață cu plăcere, dar alții nu doresc să învețe. Învățarea este un proces complex recunoaștem că necesită multe eforturi, nu este un proces neapărat ușor și este determinat de mai mulți factori, intern și extern. Eu cred că anume condiționarea aceasta îi poate stimula pe unii să învețe cu plăcere, iar pe alții mai puțin. Deci depinde foarte mult de factori intern și extern care pot stimula sau nu învățarea. Când zic factori intern, mă refer la vârsta copiilor, particularitățile lor, ritmul de învățare, aspecte care sau de care nu se prea ține cont în procesul de instruire apoi mai vin aici și factorii psihici, tot de natură internă, mecanismele psihice în mod special vreau să zic motivația, dacă crește motivația atunci, da, elevii au mai puține șanse să se implice într-un proces de învățare și să nu uităm de factorii externi, cadrele didactice competența lor, felul în care abordează elevii și desfășoară procesul de instruire, dar și părinții care sunt factori important. pomembno. în care se implică ei în educația copiilor în care îi întreabă cum se simt la școală îi sprijină și alți factori de natură ergonomici legați de spațiu fizic al școlii de felul în care este școala construită adaptată pentru necesitățile actuale ale elevilor. Adică nu le place școala și de asta nu le place nici să învețe la școală nu le place profesorul, nu le place nici să-și fac temele exact, la acest profesor. Exact, dacă nu te regăsești acolo unde Îți uh, petreci majoritatea timpului din zi, adică la școală, atunci uh, se pierde motivația și nu uh, vrei să fii acolo. Și dacă discutăm uh, în mod special despre părinți, și care este rolul da. părinților, educația copiilor, cunoaștem noi că părinții au un rol extrem de important în motivarea copilului de a învăța. Vreau să ne spuneți care sunt greșelile părinților și cum fac cum contribuie părintele ca copilul să nu dorească să învețe, în primul rând, dacă ne referim la greșeli. Cred că sunt mai multe aspecte aici, dar aș putea să mă refer la două dintre ele. Lipsa interesului părintelui față de activitatea școlară a copilului, care se exprimă deseori prin neimplicarea acestuia în cei ce înseamnă viața școlară a copilului său și pe de altă parte presiunile care vin din partea unor părinți cu referire la performanțele copiilor. Uh -huh, da? Două extreme. Două extreme, da. Și care de obicei pot să se soldeze cu frustrare din partea copilului, cu neimplicare, deci cu inversul, așa cum părinții, de fapt nu și-ar dori. Uh, înțeleg eu că dacă părintele nu are treabă cu școala, și copilul va lua cam aceeași atitudine. Da, dacă eu uh, sunt ferm convinsă. Uh noi avem situația în care părinții de multe ori dau copii la școală și zic că de acum încolo e treaba școlii ce face așa, cu copilul. Așa. E total greșit să zicem așa. Este important să existe parteneriatul școală, familie, școală, părinți. Cred cu siguranță și literatura de specialitate susține că implicarea părinților activă în viața copiilor, viața școlară a copiilor, este un factor foarte important ca aceștia să fie motivați Stimulați, stimulați să, să învețe. Dacă vă referiți la implicarea preactivă, la ce vă referiți anume? Da. Mă refer la faptul că părinții ar trebui, pildă, să vină la ședințele cu părinții, la diferite activități care sunt organizate pentru părinți sau și care implică părinții. Mulți părinți nu vin la școală aproape deloc. Sunt și situații de, de astfel, de, de, a, de acest gen. Apoi, implicarea se referă și la ce fac acasă eu cu copilul după ce el vine de la școală, da? Îl susțin la teme sau îl întreb dacă se descurcă, dacă are nevoie de ajutor, îl sprijin emoțional, pentru că, ziceam, învățarea este un proces dificil și atunci nu trebuie să, să constrângem, dar să, să susținem și să, să sprijinim copiii, oferindu-le suportul de care ei au nevoie. Îmi amintesc că când eram eu, cu vreo 10 ani în urmă, locuiam într-un alt apartament și se auzea foarte bine ce fac vecinii. Și într-o seară, cred că vreo 3 ore, am auzit pe un tată care a urlat. Chiar, chiar așa, a urlat la copilul lui, că tu nu poți ști ce faci. Era, cred că, pe luna noiembrie. De când îmi uh -huh. la școală și nu poți. Știți, uh, m-a durut foarte mult pentru acel copil. Iată, așa gen de comportament al părintelui. Cum influențează copilul? Este inadmisibil, în primul rând, un astfel de comportament. Uh, el poate să-i doar frică. Uh, avem uh, cel puțin două uh, uh, variante ale acestui comportament. Fie că copilul va învăța de frică, da? dar va fi foarte frustrat, fie că pur și simplu uh, se va retrage și, dacă uh, vorbeam de uh, nedorința elevilor de a se uh, prezenta la școală, fie că va chiuli, se, uh, va duce la școală, dar va chiuli pentru că nu este stimulat nici de acasă, dar prin că uh, părintele este agresiv uh, față mm -hmm. de, de copil. Deci nu este admisibil un astfel de comportament, el nu îi induce la... Uh, emoții și la comportamente pozitive din partea elevilor, a copiilor. Bine, în cazul ăsta este vorba despre un părinte agresiv. Exact. Dar sunt unii părinți care foarte delicat, dar toată ziua stau în spatele copilului ca să-și fac temli, ca să nu greșească, mereu îi întreabă dacă dacă ce notă au primit, ce notă au alți colegi. Iată, așa gen de părinți, cum influențează copilul. Axați foarte mult pe copilului. Exact, copilul, exact. Și da. mai puțin pe personalitatea copilului. Eu nu exclud faptul că astfel de copii pot să și învețe foarte bine, pentru că părintele este o autoritate pentru ei în cazul ăsta și zic în continuare învață de frică, dar și pot să ateste performanțe foarte bune, mai puțin la nivel de dezvoltare. Cu siguranță un astfel de copil va fi, ziceam, frustrat, va fi uh, întotdeauna tensionat și va asocia învățare de fapt cu, uh, cu, ceva care este rău, cu ceva care uh, să, prin care trebuie să obțină neapărat niște, niște rezultate, niște Va învăța note. pentru noi, probabil, exact. da? Și dacă va lua o notă din nou sau de 8, acolo e tragedie deja. Da, pentru că părinții nu vor asta, nu? Da, dar cum ar trebui, de fapt, să motiveze părintele pe copil să învețe? Hai să vedem niște metode, niște mm? pași concreți, poate. Ziceam de, de implicare. Implicarea uh, nu înseamnă să stau de la început până la sfârșit uh, să fac temele pentru acasă cu copiii, dar înseamnă că pot să întreb copilul dacă are nevoie de sprijin din partea mea și dacă are nevoie să mă implic. Apoi uh, este important să reducem uh, 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 frecvența asta uh, sau anxietatea asta față de performanță. Deci nu insistăm pe performanță, dar insistăm pe învățare ca uh, un proces prin care eu mă dezvolt și care poate fi uh, benefic pentru viață. ce îi spun copilului? Aș vrea niște fraze concrete. Ce-aș putea să-i spun copilului? Nu contează notele sau... Uh, ca copilul să înțeleagă nu trebuie să acțieze pe note, dar pe performanțe, pe, dar pe cunoaștere și dezvoltarea personală. Da, cred că ca părinte pot să-i spun copilului că uh, este foarte important să te implici în învățare pentru că uh, ceea ce ai să înveți o să te ajute mai încolo în viață și aici, uh, uh, Sperăm să ajute în viață, pentru că exact. da intervine factorul școală, cât de bine se face acolo uh, procesul de instruire, ca să-l ajute. Radicalii în viață. mă ajută în viață sau. Dar ăsta ar fi, de fapt, argumentul cel mai forte ca să ne implicăm pe copil să, să învețe, da? Ceea ce înveți te va ajuta în viață și, dacă nu-ți reușești la anumită disciplină, mai încearcă sau mai încercăm. Nu, nu este neapărat să iei nota 10, pentru că. Deci, ai un anumit potențial și nu toți copiii trebuie să aibă nota 10 la toate disciplinele. Eu cred că asta e o încurajare, o încurajare foarte stimulativă pentru că nu toți copiii pot să aibă 10 la toate disciplinele. Da? Deci înveți pentru, pentru viață. Dacă ai o notă mai mică de 10, nu-ți fă griji, putem recupera sau uh, noi neapărat să ajungem până acolo, pentru că nota nu te definește ca persoană, dar uh, ce ce înveți și învățarea se face ca tu să te dezvolți și te poți integra. Da, și s-ar putea să punem accent pe ceea ce îi place copilul, nu neapărat la unele deci prin poți să ai așa o notă exact. în medie, dar dacă îi place româna, lasă să facă bine româna pentru că în viitor exact. totuși va alege un domeniu, nu va învăța, nu va face de toate Absolut. în viață. Iată acum suntem în situație de pandemie. Sunt și aici dificile obstacole, foarte multe obstacole, și mulți copii pierd total interesul pentru învățare în situația asta pandemică. O săptămână acasă, o săptămână la școală, alții în genere doar, doar pe online învață. Da. În această situație, cum puteți comenta lipsa interesului și cum am putea stimula interesul copiilor. Eu aș lega lipsa interesului pe timp de pandemie față de învățare, tot de factori ăștia intern și extern la care m-am referit, pentru că învățarea e condiționare. Dacă uh, nu sunt anumite factori care impulsionează învățarea copiii, nu sunt uh, dornici să fie antrenați în acest proces. Uh, mai întâi, uh, cred că factorii externi sunt aici foarte importanți. Lipsa contactului fizic și emoțional cu cadrele didactice, uh, care le diminuează din interesul față de învățare. Apoi Faptul că învățarea doar online poate fi stresantă, poate obosi, mai ales în Republica Moldova, unde această situație este actuală. Ori în alte țări copiii au mai practicat învățarea online. La noi este actuală. Și pentru profesori, orice că este și foarte pentru profesori. Stresant. Iată, mi-a zis acum o idee legată de factori externi, nepregătirea multor profesori în domeniul educației digitale, tot este un factor care diminuează din lipsa interesului elevilor față de învățare, pentru că, mai ales la început, ne amintim cu toții, procesul a fost destul de anevoios, dar s-au putut realiza parțial sau nu tocmai eficient lecțiile la, la distanță. Acum ne-am mai obișnuit. Legat de factorii interni care condiționează lipsa interesului pentru învățare pe timp de pandemie, cred că legat și de vârstă, dacă ne referim la copii mici, și atunci este foarte dificil să stea doar în fața unui monitor mai mult timp. Uh, plus că se... Uh, deci foarte mult și implicarea părinților în realizarea temelor pentru acasă. Da, mai ales că a întâi a două, copilul trebuie să învețe să învețe. Da. Și asta este foarte important. După asta, clasa 3, a treia, a deja copilul singur poate învăța. Exact. Și apoi mai este ritmul de învățare, da? Fiecare copil are ritmul lui de învățare. Pentru unii, mai timiți, poate că situația asta a fost benefică, poate că au reușit să se implice mai mai ușor, pentru că a persista, persistă foarte mult comunicarea în scris, inclusiv. Pentru alții, însă, care au un alt ritm de învățare și sunt mai activi, cred că situația asta e mai mult în detriment, pentru că au nevoie foarte mult să se implice, să fie activi și atunci apare lipsa interesului față de Învățare. Ați vorbit că despre introverți într-un fel, pentru ei ar fi mai, mai, nu știu, mai favorabil sau mai plăcut pentru ei. Partial. Pentru că ei că să, da. învețe, să învețe de acasă? Cred că da. Dar dacă ar dura acest, această perioadă de pandemie, ce efecte ar putea avea învățatul ăsta online pentru copii? Mă tem că toți ar deveni introverți. Toți ar deveni. <laughs> da, ne-am interiorizat cam mult pentru că, iată, procesul de instruire online se desfășoară și în instituțiile de învățământ universitar, acolo unde se implică mai mult profesorii. Așa? Da, e mai greu să stimuleze elevii, studenții, să se implice de la distanță în procesul de instruire, să ia niște decizii, să își spună propriul punct de vedere, cumva au confortul domiciliului și eu asist personal la situația când se pare că ei se complac cu, de sta, cu situația de a sta într-un pătrățel sunt foarte comozi, da cel mult ascultă și foarte puțin se implică da, situația însă și confortabilă și uh, uh, asta duce la lipsă de interes față de învățare pe timp de pandemie. Povestea o mămică, nu mai țin minte din ce țară, ea povestea că școala a început tot pe online, dar zici că e atât de interesant că și eu ascult cu interes ce ce se întâmplă și ce se face acolo. Da, nu exclud că există și foarte multe avantaje ale învățării la distanță. De exemplu, faptul că și părinții care sunt implicați sau involuntar trec pe lângă copilul care învață la distanță, învață și ei. Și apoi, învățatul la distanță presupune și faptul că economisim, într-un anumit fel, poate timpul legat de deplasare la școală, riscul de a ne îmbolnăvi, dar are și. Și dezavantajele la care m-am La care v-ați referit. Da. Vă mulțumim, doamna Nadejda. Poate aveți o ultimă recomandare la final de emisiune pentru părinți. Cum ar motiva copilul să, -și, să învețe, să-și facă cu plăcere temele? Da, Eu aș insista da, mai întâi pe stimularea sentimentului de încredere și de autoeficacitate la copii. Da? Le stimulăm întotdeauna prin diferite laude, aprecieri. Ideea că ei au potențial și că pot da, să crederea în sine este un factor foarte important care ar motiva să se implice. Apoi ziceam să reducă din frecvența anxietății față de performanță, față de învățare. Și ziceam că învățarea este un proces dificil. Este important să uh, reducem la copii în calitate de părinți. Uh, Intoleranța asta față de uh, disconfortul creat de, de învățare, da? Pentru că învățarea poate fi și în disconfort, și atunci ne implicăm, fie că îi ajutăm, fie că uh, nu insistăm foarte mult, da? Nu facem presiuni asupra lor. Da. Da. Vă mulțumim pentru acest dialog, doamnă Butnaru. Vă dorim succes în activitatea pedagogică. Mulțumesc. Și mă mai așteptăm cu drag la noi. Cu drag. Mulțumesc. Dragi părinți, deși există numeroși factori externi care influențează motivația copilului pentru a învăța, rolul nostru ca părinte este unul extrem de important. Ajutați-vă copiii să descopere bucuria învățării. Radio Vocea Speranței.